De asta cu rematul meu, că este prost adevărat, zic. Felicitări, sunteți norocoși. Ați venit cu mașina numărul 10.000 la rematul nostru și ați câștigat 5.000 de euro la rabla norocului. Păi ce dracu, măi, camere ascunse aici și omul, da? Doamne, doamne, n-am avut niciodată noroc în viața mea. Și fix acum a vomit norocul pe mine adevărat, îi zic mersi mult, doamne. Mulțumesc. Încă te ești. Ce dracu, măi, glumă? Te dracu de aici și eu mă găvei curată. Hai că are vorbat-o pe frățioare. Degeaba da norocul vieții tale peste tine că ia vor mașina cu drogurile. Păi da, mă, da, am un plan. Deci aia vor să ne caute să ne omoare, că n-au drogurile. Da, pa mașină, pa droguri. Așa, și care-i planul? Bă, planul este foarte simplu. Noi mergem cu mașina asta la târg. Noi o să ne luăm 5.000 pe ea, că sigur găsim o gâscă pe acolo. 5.000 cu 5.000, noi avem 10.000. N-am ieșit țepuiți. După aia sunăm pe ăștia și le zicem că ne-a furat cineva mașinile și cam aia e. Ce o să fac? O să sune la poliție? Da, mă, cață-și gura ta, că e greu rău de tot să sun la 112. Uf, bă, băule, dacă tu ai două mașini cu droguri și ele sunt dispărute, ce o să faci, bă? O să sun la poliție și să ți le aducă înapoi cu droguri? Ești genial, dă-te dracu, hai la târg!